Dragi telespectatori, continuăm emisiunea noastră de astăzi cu titlul Dăruire în lumina tinereții, având de această dată alți invitați, un tânăr și o tânără. Este vorba despre Marius Andrei Dorneanu, voluntar actor, Doamne ajută, bine ați venit! Bună. Bine v-am găsit, mulțumim! Și domnișoara Melinciuc, Sara. Bună și bine puntați! Tot, bine de la tor, tot de la tor, nu? Da, da. Tot da. De la tor, foarte bine! În prima parte a emisiunii s-a vorbit despre două proiecte prin care atât actorul cât și actorul sunt implicate în formarea unor oameni care să aibă inițiative și să organizeze activități în comunitățile rurale. Două proiecte finanțate de către Ministerul Tineretului și Sportului prin aplicarea la concursul național de proiecte și de către Direcția Județeană pentru Sport și Tinerete Iași, și proiect care a câștigat finanțare la concursul local de proiecte din acest an. Prin aceste proiecte se dorește formarea unor, instruirea unor oameni care să fie activi în comunitățile unde s-au născut și unde copilăresc. Aș vrea acum să discutăm puțin despre un eveniment care se derulează în aceste zile aici, în municipiul Iași, un eveniment despre care, Andrei, ce ne poți spune? Acest eveniment este organizat de către ATOR, Asociația Tineretului Ortodox Român. Este deja la a treia ediție anul acesta. Tema de anul acesta este Vreau să fiu om de succes, exerciții pentru a reuși în viață. Și este o întâlnire care a fost gândită pentru 400 de tineri. În cadrul acestui eveniment avem 20 de ateliere. Tinerii se vor întâlni mâine, sâmbătă, 5 noiembrie. Vom începe cu Sfânta Liturghie, ce va fi oficiată de către Înalt Preasfințitul Părinte Teovan la Centrul Providența. Și pe parcursul zilei, tinerii vor fi puși vor fi implicați în diferite ateliere, da, nu? Da, da. Imediat după Sfânta Liturghie va urma o conferință, va fi susținută de domnul Cristian Neguț și apoi, pe parcursul zilei, vor putea, adică vor participa la atelierele la care s-au înscris. E la a doua ediție. A treia. Uh-huh. A treia ediție. Unde va avea loc? La Centrul Providența. Centrul Providența în Cug. Da. Anul acesta 400 de tineri. În celelalte ediții, vă amintiți cam câți au fost? Anul, prima ediție, țin minte, 300 de tineri și a doua, 350. V-a încurajat, probabil, reușita primei ediții, încât ați mărit numărul participanților. De unde poate, vin tinerii? Poate nu atât de mult ne-am dorit noi să-l mărim, dar, pur și simplu, au fost foarte mulți tineri care și-au dorit să participe. Și atunci am crescut numărul de locuri. L-am suplimentat. Ați mai adus exact. Scaune. Da. Bun. Ce vă propuneți prin acest eveniment? De ce îl organizați? Prin acest eveniment, noi încercăm să venim în ajutorul tinerilor, să încercăm să ajutăm să descopere ei, să-și descopere valorile, darurile cu care a înzestrat Dumnezeu, să descopere cât de frumoasă este comuniunea cu ceilalți, cât de frumoși sunt și oamenii din jurul lor, pe care adesea nu ai ocazia să îi cunoști, pentru că, să luăm de exemplu viața unui licean. El merge la școală, vine acasă, face teme și apoi mai are puțin timp liber. Ei, acest program, el nu poate să cunoască neapărat foarte profund o persoană sau țin minte cu cineva ne spunea că în cadrul discuțiilor de la școală, de multe ori noi prieteni adevărați și discuțiile nu sunt foarte profunde și neavând discuții profunde, nici tu nu ajungi să te cunoști pe tine sau să cunoști viața într-un alt fel. Deci, prin acest tip de eveniment vă propune să dezvoltați acele abilități de a comunica și de a relaționa cu ceilalți tineri. Da. Pe lângă asta, spre deosebire de anii trecuți în care tinerii erau implicați doar la câteva sesiuni de comunicare în care ei discutau pe anumite teme, având un coordonator de grup, un părinte sau o altă persoană cu experiență, anul acesta ne-am propus, prin aceste 20 de ateliere, fiecare atelier având o aplicație practică,
atelier de public speaking, atelier de folk, atelier de muzică psaltică, atelier de Noul Testament. Ne propunem ca tinerii să plece cu ceva practic acasă, adică să învețe ceva practic în ziua aceasta. De aceea și tema este vreau să fiu om de succes, exerciții pentru a reuși în viață, adică ei chiar exersează și au ales la ce se înscrie ca să facă ce le place și să fie în largul lor și să dobândească câteva abilități în sensul, în sfera în care le place. Deci, acestei au putut opta Da, pentru la atelierele formular, respective. pe formularul de înscriere ei trebuiau să aleagă la ce atelier vor să se înscrie, adică unde le place, ca să poată în 4 ore din această zi să facă ceva care le place și să dobândească, să-și dezvolte anumite abilități în acel sens. Aveți idee care a fost cel mai solicitat atelier? Cel mai solicitat atelier a fost un atelier al domnului Cristian Neguț, care este un trainer de la București, care ne-a ajutat pe noi foarte mult și care sprijină foarte mult Metropolia Moldovei și are mulți prieteni în Iași. Și are un atelier de... nu mi-am amintesc exact cum se cheamă. Nicio. Dar ce se face în cadrul atelierului? Se discută, bănuiesc că domnul Vor fi Cristian Neguț o public să discut. speaking. Nu e public speaking, nu mi-am amintesc. Am înțeles. Bun. De unde sunt acești tineri? Sunt toți din municipiul Iași sau sunt și din altă parte? Când am organizat pentru prima dată Tânărul Ieșean, de asta și denumirea este Tânărul Ieșean, am propus să adunăm cât mai mulți tineri din liceele din Iași, ca să-i punem împreună, pentru că ei nu se cunosc și, păcat, învață în același oraș și nu se cunosc între ei. Și am încercat cumva să-i punem de la majoritatea liceelor, să-i punem împreună, ca să se cunoască, să mai împărtășească și ei în experiențele de la liceele diferite de unde vin. Și să creeze ca o legătură, o prietenie. Poate se văd pe stradă și se vor saluta după acest eveniment. Și asta deja este un lucru mare. Și ca să nu rămânem doar așa în sfera Iașilor, oferim câteva locuri și pentru tinerii din eparhie, din celelalte județe. Și mai vin și tineri din Neamț, din Botoșani și se înscriu la eveniment. Dar scopul principal al evenimentului și tinerii vizați sunt în special cei din Iași, tinerii ieșeni, și țin să menționez faptul că este pentru liceeni. Se mai înscriu și studenți, dar tinerii vizați sunt liceenii. Liceeni. Acum și la liceeni sunt unii care nu sunt neapărat, nu au domiciliu în Iași, dar studiază în Iași. Și ei pot să se înscrie. Da. Au și ei posibilitatea. Noi am N-am categorisit așa de mult, în sensul că tinerii care învață în Iași la liceu să participe la eveniment, chiar dacă nu sunt în Iași neapărat ca și locație, ca și domiciliu. E foarte bine, e foarte bine. Acum, spuneți-mi, alături de acest eveniment, mai sunt și alte activități pe care le organizați sau le-ați organizat în cadrul atorului? Mai sunt celelalte filiale. Acest eveniment se organizează la majoritatea filialelor din ator. Filialele mai mari, care au mai mulți tineri, mai Cam mulți câte voluntari. filiale ator sunt? Sunt în jur de 22, cam așa. Cred că 22 da, în deja. ultima vreme mai crescut numărul, pentru că sunt destul de multe parohii care își doresc să înființeze filiale ator. Este o posibilitate de a pune tineri împreună. Și ei când aud că în parohie la ei se face o asociație pentru tineri în care au posibilitatea să se implice și să facă voluntariat, sunt foarte interesați și își doresc foarte mult. Adică dacă le dai șansa, tinerii chiar își doresc să se implice și să facă ceva. Doar că trebuie să le oferi șansa asta. Și am observat din ce în ce mai mulți părinți din eparhia Iașilor care depun cereri pentru a forma o organizație ator. Și ne bucurăm pentru asta. Iar celelalte filiale... Spuneți că se mai organizează Da. acest tip de eveniment cu tânărul ieșean și în alte filiale Da. ator. Au fost în lunile ce au trecut, Tânărul Botoșenean, Tânărul Pășcănean, au fost și la Piatra Neamț, Tânărul din Petrodava. Deci sunt întâlniri regionale pentru tinerii din zonele respective. Și acest tip de activitate se face o dată pe an, nu? Cum e și la tânărul ieșean, o dată pe an. Tânărul Ieșean o dată pe an la Iași, Tânărul Botoșenean o dată pe an la La Botoșani. Botoșani, am Da. înțeles. Adică sunt mai multe evenimente de genul acesta, doar, de mai multe ori pe an, doar că în zone diferite. Am înțeles. E interesant. Și bănuiesc că filialele ator au și alt tip de activități, alături de tânărul botoșănean sau tânărul
din Petrodava sau Tânărul Ieșean. Ei au activități... Sigur, pe lângă activitățile mari, care presupun mai mulți tineri, fiecare asociație, fiecare filială a TOR are o strategie de lucru. Au mai multe departamente pe care se lucrează. Spre exemplu, departamentul cultural, care organizează conferințe, întâlniri ale tinerilor la anumite biserici, departamentul liturgic, liturghii misionare. Adică pe lângă activitățile acestea mari care mobilizează echipa, cum am spune noi, mai sunt și activitățile mici care presupun tineri noi, să vină mai mulți tineri la activitățile respective. Și pe lângă astea mari care se fac, fiecare filială are și o strategie de lucru în care implementează proiecte mai mici, cum ar fi pe departamente și... ATOR Iași organizează și tabere în mediul rural. În această vară, cam câte tabere s-au organizat cu sprijinul vostru? Țin să precizez faptul că taberele acestea fac parte dintr-un proiect care a luat ființă acum 3 ani și de atunci, în fiecare vară, ATOR, sprijinit de Departamentul de Misiune și de Mitropolia Departamentul de Misiune al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, împreună cu parohiile partenere, organizează tabere în sate, în satele din eparhia Iașilor. Vara aceasta s-au organizat 28 de tabere în 28 de sate din Arhiepiscopie, în județele Iași, Botoșani și Neamț. În organizarea taberelor au fost implicați 120 de voluntari, ATOR și ASCOR. Prin intermediul acestor tabere ne propunem să oferim tinerilor, în special celor din mediul rural, posibilitatea să petreacă timpul altfel. În special tinerii dezavantajați din punct de vedere social, pentru că știm bine că nu își permit să plătească participarea la o tabără într-o altă locație. De aceea încercăm, împreună cu părintele paroh, să creăm un mediu, să creăm o atmosferă de tabără la ei în sat. Și nu doar să organizați o tabără Organizăm acolo, în localitatea unde trăiesc. Unde trăiesc ei. Și este un avantaj și pentru faptul că îi punem împreună, se cunosc între ei și creează legături. Data viitoare se vor saluta când se vor vedea în sat și se împrietenesc, ajung să comunice foarte bine și asta automat o să ducă la închegarea comunității de acolo. În organizarea taberelor se implică și alte instituții, cum ar fi primăria, școala și de asemenea se creează o legătură și între aceste instituții și în locatarii din sat. Deci voi implicați autoritățile locale sau autoritățile locale sprijină organizarea acestor tabere? Sigur, părintele paroh e legătura cu primăria, cu școala și instituțiile acestea sprijină organizarea taberelor în satele în care este posibil. Cum de v-ați gândit să faceți acest tip de activitate în mediul rural? Ce v-a determinat? Deci în mediul rural și nu în orașe? Acest proiect la ființă în urma participării la taberele de la Durău, Floare de Colț, a unor tineri voluntari de la ATOR Iași. Și ei și-au dorit ca acest tip de tabără să fie organizat nu numai la Durău, ci și la Dânșii. Cu ceva timp în urmă de a participa la aceste tipuri de tabere de la Durău, tinerii au mers și în liturghii misionare alături de ATOR și au văzut diferiți copii, tineri din parohiile respective destul de necăjiți și după ce au participat la taberele astea și au dat seama că ar vrea să transpună cumva atmosfera acest de acolo. Acest model de bună practică. Exact. Atmosfera de acolo să o transpună într-un mediu rural ca să guste și copiii din mediul rural puțin din bucuria pe care o gustă cei de la Floare de Colț. Bun. Deci aceste tabere, pe lângă sprijinul primit din partea oficialităților locale, ATOR Iași cu ce contribuie sau cum se implică în organizare? Mitropolia ne sprijină în organizarea taberelor și am avut și câțiva sponsori, cărora le mulțumim. Da, dar nu mă refer... Întrebarea mea n-a fost foarte precis. Întrebarea mea nu viza partea financiară, ci partea de organizare a oamenilor, resursele umane implicate
în organizarea acestor tabere, căci nu vine primarul de localitatea respectivă să facă jocuri cu copiii, așa cum s-a văzut Da, în noi imagine. cei de la Iași luam legătura cu părintele din satul respectiv. Părintele ne spunea câți copii din sat s-au înscris în acea tabără și noi, cei de la Iași, eram responsabili cu resursele umane, în sensul că dacă, de exemplu, erau 40 de copii într-un sat, noi știam că avem nevoie de 4 voluntari cu care să venim de la Iași pentru a face diferite ateliere. Și astfel, noi căutam persoanele care să se implice în organizarea taberei și trebuia să găsim câte o persoană care să aibă câte un talent diferit. Adică cineva știa să cânte la chitară, acea persoană avea să facă atelierul de folk în acea tabără respectivă. De exemplu, alt voluntar era student la medicină. În cadrul taberei făcea un atelier de sănătate sau Prim ajutor. de prim ajutor. Și cam în asta consta ceea ce făceam noi de la Iași. Deci de la Iași plecam cu o echipă, ajungeam în parohie, purtam o discuție în prealabil cu părintele paroh și organizam lucrurile acolo. Organizați. Care, din ceea ce ați observat, că ați fost implicați în mod direct în organizarea acestor tabere, în coordonarea lor, care este impactul acestor tabere asupra copiilor? Cum ați putut sesiza o cât de cât o schimbare a copiilor, să zicem, copiii când începea tabra și același copil după finalizarea taberei? Pentru copii, cumva, era un fel de surpriză neașteptată. Și să vă spun și de ce. În primul rând, cred că ceea ce am observat eu e că era ceva cu totul nou pentru ei, în sensul că nu se așteptau ca biserica să organizeze o tabără sau ei nu erau conștienți că poți să te distrezi atât de bine și să fii în preajma unui preot. Sau că au putut să-l vadă pe părintele din parohia lor într-o altă Ipostază. ipostază. Să-l vadă mai de aproape, să vadă că e pertinos, că se ocupă în sensul că El se implică și în alt tip de activități decât poate erau ei Da. obișnuiți să vadă. Nu doar părintele, nu doar copiii îl văd pe părinte într-o altă postură, dar și preotul paroh reușește să-i vadă pe tineri mai deschiși, altfel decât îi vede în general, la slujbe poate sau prin sat. Bun, e drept că în timpul slujbei nu prea poți face, nu ai cum să faci un joc. Da, nu, și În nici timpul n-ai cum să slujbei n-ai cunoști cum așa să, acolo e pe o tineri. rânduială clară, precisă, pe care trebuie să o respecti și ca preot și ca Deci, prin intermediul credincios. taberei, părintele reușește cumva să descopere anumite abilități ale lor, anumite vocații și poate mai târziu să le pună în valoare. Cum vi s-au părut părinților? Ați intrat în contact și cu părinții copiilor? Cu părinții am intrat în contact foarte puțin. Părintele paroh, noi ca și echipă de organizare de la Iași, părintele paroh intra în contact În cu contact. părinții. Dar au fost și părinți care s-au implicat într-un fel sau altul în organizarea taberei sau au sprijinit în De vreun obicei, fel? în ultima seară de tabără, organizam spectacol în care tinerii, pe grupele în care erau împărțiți în tabără, organizau tot felul de momente artistice pentru spectacol. Îi invitau și pe părinți și am avut surprinderea la câteva tabere să vină destul de mulți părinți să vizioneze spectacolul. Foarte mulți s-au implicat au cazat voluntari de la Iași. Alții au gătit pentru noi, și pentru copiii participanți și pentru voluntari. Deci s-a simțit un sprijin al părinților copiilor în vederea implicării lor în tabără și în vederea organizării astfel de evenimente în comunitatea lor. Bun, bănuiesc că în aceste tabere au fost selectați, pe de-o parte, și copiii din familii defavorizate, dar au fost poate și copii care proveneau din familii bine închegate, nu? Nu, acest taber s-a organizat pentru toți copiii care Toți doreau să copiii. participe la tabără, adică copiii care s-au înscris erau acceptați. Nu a fost niciun criteriu de selecție, spun așa. Am înțeles, am înțeles. Poate singurul criteriu ar fi fost vârsta, dar în unele tabere participau și copiii care erau foarte tineri, cum ar fi 6 ani. În alte tabere se lua de la 10-11 ani în sus.
Bun, care sunt planurile voastre de viitor? Ce vă propuneți? Având în vedere faptul că Departamentul de Tineret al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a stabilit o viziune asupra lucrării cu tinerii, am descoperit că biserica are o strategie de lucru cu tinerii pe care își dorește să o pună în aplicare în vederea creării unei generații de tineri care să aibă, să ducă mai departe valorile românești până la urmă. Valorile care țin de identitatea noastră. De identitatea națională, de identitatea noastră ca și români. Și ne propunem ca prin activitățile viitoare să creăm această generație de tineri împreună cu toți părinții care se implică în lucru cu tinerii și să fie o generație cu valori, cu valori constructive și valori adevărate, autentice, reale, bine implementate, care să nu se zdruncine la fiecare bătaie de vânt. Bun, dar care e intenția voastră? În localitățile unde ați organizat tabere, veți mai organiza sau căutați să identificați tineri care, din comunitatea respectivă pe care să-i ajutați să organizeze? V-ați gândit și la acest aspect? În taberele de vara asta am rugat pe părintele paroh să ne pună la dispoziție o echipă de 10 voluntari de la el din sat, tineri mai mari, care să ne ajute pe noi să organizăm. Anul viitor, poate, 2-3 dintre ei vor reuși să se organizeze și să ajute și ei mai mult în organizarea taberei. Poate noi vom trimite mai puțin voluntari în parohia respectivă. Ca să vă puteți concentra implicându-vă în alte localități, nu? Unde da, nu ați fost până acum. Mărim numărul de tabere pe care să le putem organiza. Pentru că numărul de voluntari este totuși un număr foarte mic. Dacă e un număr limitat, da. Sigur. Da. De asemenea, participând în aceste tabere, am mai fost atenți și la voluntarii care erau mai activi, mai implicați, mai dăruiți, în vederea selectării unor voluntari care vor participa în viitor la training-uri, pentru a se pregăti să fie voluntari la întâlnirea de anul viitor. ITO 2017. Bun, noi până acum în toată emisiunea am vorbit despre ceilalți. Suntem la finalul acestei emisiuni. În câteva cuvinte, ce v-a determinat pe voi să vă implicați în acest tip de activitate? Până la urmă, emisiunea este Dăruire în Lumina Tinereții. De ce dăruiți din timpul vostru pentru a organiza, pentru a se putea organiza aceste tabere și alte activități despre care s-a vorbit? Nu știu, eu cred că m-am gândit, dar prea mult. Eu pur și simplu am fost mișcat de ideea asta de a rupe din timpul tău și de a dărui celorlalți. Și mi-a plăcut foarte mult ideea să petreci o vară întreagă în tabere în care să ajuți copiii, să ajuți preoții, să ajuți biserica. Eu mă implic și m-am implicat până acum tocmai din simplu motiv că îmi place foarte mult ideea asta de a lucra împreună ca o forță. Cu cât suntem mai mulți și lucrăm eficient, devenim ca o forță care poate face lucruri frumoase împreună. Avem aceleași valori, avem aceeași credință, avem aceeași viziune și mergem toți în aceeași direcție. Acestea trebuie cultivate spre a... Da. Spre a face ceva frumos. Spre a face ceva frumos împreună. S-a terminat timpul dedicat acestei emisiuni. Vă mulțumesc că ați onorat invitația. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Doamne ajută și să știți că tinerii sunt activi și se implică în comunitate.